Este nevoie urgentă de un plan concret pentru gestionarea câinilor fără stăpân, care să includă capturarea, sterilizarea și, acolo unde este posibil, adoptarea acestora. Totodată, colaborarea cu organizațiile pentru protecția animalelor ar putea contribui la reducerea numărului de câini de pe străzi într-un mod uman și eficient. Cetățenii spun că autoritățile ar trebui să găsească o soluție pentru a ține în frâu patrupedele. Da, e riscant. Ar trebui sterilizați. Cumva. Rezolvată problema, da. Asta ar fi o primă metodă, sterilizarea. O primă metodă, sigur că și da. Și nici de cum omorârea lor. Nu, categoric nu. Ar putea fi rezolvată dacă s-ar vrea de sus. Asta e clar. Sunt o problemă, dar e cumva artificială problema. Am văzut cazuri în care de la țară sunt aduși câini în portbagaj la mașini și sunt eliberați în locuri mai retrase, așa ca să nu-i vadă nimeni. Și ăștia contribuie la sporirea numărului de câini, așa zis, vagabonzi. Dacă tot apar de unde naiba îi aduc, nu știu, puiule. Siguranța cetățenilor trebuie să fie o prioritate, iar găsirea unei soluții durabile este absolut necesară pentru a reda locuitorilor din Târgu Jiu sentimentul de liniște și securitate.